Astăzi s-au împlinit 78 de ani de la nașterea poetului Grigore Vieru. Pentru a marca acest fapt, Biblioteca Județeană Lucian Blaga a organizat un eveniment cu dedicație specială pe Alea Scriitorilor la bustul poetului. În desfășurarea evenimentului s-au depus coroane de flori, s-au ținut discursuri și s-au recitat poezii. Prezența lui Grigore Vieru în colecțiile Bibliotecii Județene va fi ilustrată în perioada 14-20 februarie prin expoziții tematice de carte cu autograful poetului, printre care și ultimul volum de poezie intitulat Taina ce mă apără, apărut cu puțin timp înainte de moartea acestuia. Din ceruri de aproape, din floarea de tăi, adun sub ploape cuvintele ei pe o gură de rai. Iar două de-o seamă cuvinte n-amurg, iubită și mamă, pe față încurg. Îi împodobim statuia, îl recitim și îl recităm, ne aducem aminte de el și ne bucurăm de ceea ce ne-a lăsat. El va fi veșnic, noi suntem trecători, dar atât timp cât vor exista poeți, vor exista oameni de carte, oameni care să-l citească, oameni care să-l traducă, oameni care să ne-l pună la dispoziție, Grigore Vieru va fi întocmai firului de iarbă, veșnic și nemuritor. Grigore Vieru, poet român din Republica Moldova și membru al Academiei Române, a primit cea mai prestigioasă distincție internațională în domeniul literaturii pentru copii, diploma de onoare Andersen. Acesta a decedat în urma unui grav accident de circulație și a fost decorat post-mortem cu Ordinul Național Steaua României.